Unii îl numesc un veteran al muzicii rock românești, alții îl numesc o legendă. Este compozitor, chitarist, orchestrator, textier. Piesele compuse de acest artist devin întotdeauna hituri. A inventat mai multe trupe de fete, a compus pentru mulți cântăreți, dar cu precădere pentru trupele din care a făcut parte în cei peste 40 de ani de carieră artistică. Despre toate acestea vorbim cu Adrian Ordean. Adi, e o mare bucurie să ne vedem și să ne amintim de vremuri frumoase din diferite etape ale carierei tale artistice și să privim împreună albumul tău cu amintiri, să răsfoim aceste fotografii, rugându-te să le comentăm, povestindu-ne ce amintiri te leagă de momentele în care au fost făcute aceste fotografii și să ne spui, poate nu știm, poate nu știm totul, da. dacă sunt și unele probabil le știi, altele cu siguranță nu le știi, dar suntem curioși să știm niște întâmplări legate de aceste fotografii și de momentele respective. Da. Da? Okay. De acord, da? De acord. Tu ai început să faci muzică de foarte mic, de când erai copil. Ai început cu pian. Am început cu vioară. Cu vioară și apoi cu pian. Și în paralel și pian. Dar la un moment dat ai descoperit chitara și n-ai mai lăsat-o. Era 15 ani, dar am descoperit instrumentul ăsta, chitara, și normal că ierarhiile s-au schimbat. Chitara s-a plasat pe primul loc, vioara pe al doilea, pianul pe al treilea, dar am așa un ușor regret, o ușoară părere de rău că totuși n-am studiat destul de intens și la vioară în momentul acela. Chitara mi-a luat aproape tot timpul, îmi și plăcea și cu timpul, sigur, dacă nu pui mâna pe un instrument, ușor, ușor îl uiți. Mi-ar fi prins bine acum să-l stăpânesc, să stăpânesc și vioara, mă rog, așa cum cum jumătate măcar din cât pot să fac cu chitara, dar nu-i nimic.
o fotografie de la începuturile tale în ale muzicii, nu? Câți ani aveai aici? Ba, nu știu cât aveam, dar cred că, nu știu dacă aveam 16 ani. Și știu de la, din cauza chitării, care este o chitară Meteor pe care mi-au cumpărat-o ai mei, cam pe la 17 ani atunci. Eu locuiam puțin mai jos, ăla e Podul Minciunilor de la Sibiu, asta e Piața Mică, da. Și locuiam la capătul scărilor, acolo în stânga, în dreapta sunt niște scări. La capătul scărilor era locuința mea. Veneam pe aici de fiecare dată, pentru că aici undeva în zona asta era Casa de Cultură UTC, iar între acest loc și Casa de Cultură era un magazin Ferometal. E, acolo era un raion muzică, de ale muzicii, unde chitara asta trona acolo agățată de un perete și mi-am dorit-o ca pe nu știu ce. Cu un efort financiar destul de mare, pentru că părinții mei nu aveau ei chiar așa resurse să-mi facă toate plăcerile în fiecare clipă. Dar s-au hotărât să-mi cumpere această chitară și asta a fost, de fapt, prima mea chitară a mea personală. Am mai cântat? Nu mai am. Dar a fost, e o chitară autohtonă, Meteor se numea, cu niște clape, cu niște butane, mai ciudată. Sta bun, am făcut treaba, am început, așa am învățat chitară. Să spunem că ai învățat singur, ai fost autodidact. Da, la chitară, da. Am avut și niște mici probleme sau niște... Eu știind muzică, îmi construiam acordurile teoretic sau așa cum ar fi, le-aș fi pus pe un portativ sau la pian, dar nu era același lucru la chitară. Și de-aia aveam niște poziții foarte ciudate, cu degetele îndoite, rău de tot, dar văzând că muzica se fură, te uiți la unul altul și fur de acolo. Am văzut și eu cum prind ghitariști, am început să mă... Dar am rămas acum cu niște greșeli, dacă se pot spune, de prinderea unor acorduri. Le prind altfel decât cum ar trebui. Prima trupă în care ai cântat a fost Vocal Jazz Quartet. Da. E atunci când ai la chitară bas. Da, la chitară bas. Apoi ai înființat grupul Stereo, cu care ai apărut prima oară la TV. Avem un afiș din acea perioadă. Da, asta e... La Sibiu e prima mea trupă în care am cântat acolo la... Vorbeam înainte de Casa de Cultură. Eu, trecând de multe ori prin fața Casei de Cultură, auzeam acolo muzică, erau mai multe trupe. Și a fost unul din visurile mele, să ajung și eu să cânt acolo. Acolo se țineau seriile de dans, discoteci nu erau pe vremea aia. Și am ajuns cu această trupă, niște băieți tineri, toți pe la licee. Și sigur că acolo a început o nouă epocă. O nebunie, ce pentru mine cel puțin, seriile de dans unde cântam, da, am cântat fără nicio problemă, orice fel de cântece și orice. Mie personal, eu n-am avut probleme niciodată în viața mea cu cenzură sau cu asta la ceea ce... Sau am fost prea norocos și n-am avut problema asta. În schimb, acolo... Erau pantaloni trapezi, erau pletele, erau mini-jupuri, ce să spun, era o nebunie. Lume multă de fiecare dată și erau și bani. Luam ținite și acum la un 75 de lei, era joia tineretului, vestita joia tineretului, se îmbăda și duminica. Luam 75 de lei, un leu era impozit și cu restul îmi cumpăram de la bufetul UTC-ului, aveau țigări străine. Și mergeam foarte des la, cu băieții și cu prieteni la Împăratul Romanilor, care era foarte aproape acolo, și mâncam mușchi ciobănesc, era o chestie nemaipomenită, beam bere străină adusă la ceainic, așa. Așa, cam asta a fost... Cu Stereo ai avut prima apariție discografică, Copii ai Vieții? Da. Acolo am apărut și noi... pe discul ăla, foarte bună. Eu am că formații rock românești. Da, formații rock, sau nu cred că rock, cred că pop. Nu știu dacă era rock,
Parcă era cam dur terminul. Era cam dur, nu? Da, parcă pop mi-amintesc, dar nu mai. Pentru anii 70. Putea. Și, păi da, dar am avut noroc, am avut mare noroc, am intrat acolo și cu trupe foarte, foarte mai era și Phoenix-ul mondial, alții. Era vremea când eu am fost într-o zi prins de miliție, chiar acolo lângă Casa de Cultură și băgat într-o frizerie, m-au tuns că aveam și eu puțin neplete peste urechi și o pereche de pantalon trapez, de demai, că mi-au tăiat pantalonii, m-au tuns, ăla a fost primul meu șoc, așa, prima întâlnire cu... cu cenzura. Cu cenzura, dacă pot să-i zici așa, sau cu nebunia din vremea. Da. Dar, da. Asta după Stereo, ai mai înființat o trupă, Riff. După Stereo am fost împreună cu Florin Grigorea și am și cu un coleg Radu Pârvu din Sibiu, Toboșar. Da, am înființat o trupă Riff, cu instrumentiști foarte buni acolo. Și am avut noroc și de data aia pentru că am plecat în turneu cu Semnale M în deschiderea vestitei trupe Semnale M, care mergea atunci năpraznic, grădea tot, erau săli pline. Am avut mare noroc pentru că un an și jumătate de mers în turneu în țară așa, în condițiile în care aveai public întotdeauna fără discuție, a fost extraordinar pentru noi, pentru mine, pentru trupă, pentru toată lumea. Cu Riff ai cântat un an și ceva. Că în 80 ai fost cooptat în Roșu și Negru. Da. Unde ai început să compui multe piese, între care și celebra Pseudofabulă, dar da, puțină lume știe că la Pseudofabulă erai vocea. Da, da, așa e. Păi... a fost o provocare. Hai să ne, în timp ce povestești, hai să vedem niște fotografii cu Roșu și Negru. Extraordinar. Doamne. E un colaj, da, din mai multe. Ăsta era șoferul de pe un tir cu sculele. Nu mai știu cum îl cheamă. Liviu Hrișcu acolo sus, în dreapta. Gabinacu, Liviu Zudan, sigur. Aici eram cu Florin Ochescu. Asta cred că e o fotografie, dacă nu mă înșel, de la... festivalul de la Dresda. Cred că de acolo este. Dacă nu, unde sau, ați câștigat dacă nu, un premiu. Da, am câștigat premiul întâi acolo. Și nu de acolo, gata, nu asta aminte, este din televiziune, așa, în TVR, unde noaptea am filmat un videoclip. Uh-huh. Pentru că acolo trebuia să prezinte fiecare trupă un videoclip, o filmare. Și n-a vrut nimeni să ne filmeze. Și atunci, cu ajutorul, cred că Ioana Bogdan a făcut un efort. Și într-o noapte, fără să știe nimeni, am dus în TVR și am filmat piesa asta. Da, videoclipul pe care l-am trimis la Dresda. Mai avem? Da. Tot cu Roșu și Negru. Că ai stat destul de mult cu ei. Da. Asta Lucian unde e? Abramescu. Asta e... Nu la sărbările scânteii da, tineretului, da, că e Lucian Abramescu. Da, exact. Acolo. Undeva da, într-un parc, probabil. Da, cu sau... un spectacol. Da, ceva... Da, 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 da. Păi a fost o... Asta era deja, cred, după primele spui, pe la începuturi. Atunci... Ani, să ne spui tu, că nu-i știm. N-aș putea să aici, spun, da, tot cu băieții de la aici, Roșu da, și Negru. Aici, da, Dan Bădulescu, acolo, în dreapta. Da, da, asta este o fotografie pentru afiș făcută. Uh-huh. Și cred că e din... trebuie să zic 81, 82, uh-huh, 81, cred. Aici sunteți într-un spectacol. Aici, da. Da, undeva, o sală de sindicat, ceva. Da. Nu știu. Într-un turneu prin țară. Da. Liviu încă cânta cu basul. Știți că la un moment dat el a renunțat la bas, am adus basul. Tu ești din stânga de tot. În stânga, da. Da, undeva. Păi aveam turnee multe, foarte multe. Chiar stăteam acasă într-un an, cred că 50 de zile, 300 de zile eram plecat. Am zis să pleca la sfârșitul unui turneu pe care îl făceai de 15 zile, să zicem, te prelua alt impresar, care mai mergeai 15 zile și tot așa
Ajungeam foarte rar acasă. Unde e? Asta cred că e la Hunedoara, la castel, la Colvinilor. Da. Acolo am fost și am avut un concert și am făcut o poză acolo. Ați făcut o fotografie? Da. Aici e o Aici cântam în trei, eram cu Roșii și Negru și cântam în trei. A fost o formulă extraordinară, foarte eficientă, foarte dinamică, foarte... O fotografie numai cu tine, în ce perioadă e făcută? Cu cine cântai aici? Cu Roșu și Negru. Da? E din perioada. Da, și știu pentru că aveam, asta este o, aici se vede o cureaua de la chitară pe care scrie Fender. Atunci am avut Fender la începutul anilor cu Roșu și Negru. Da. Vorbeai despre turnee. Uite o fotografie dintr-un turneu cu foarte mulți artiști. Îl văd pe... Da. Radu Gheorghe aici, în dreapta. Da, Radu Gheorghe, Mihăiță. George Mihăiță, da. Baniciu, în spate, da. În față, de, lângă tine. Da, da, da. Nu? Sunt mulți. Era multă lume în, la sărbări acolo. Și foarte mulți tineri. Toți erau tineri atunci, sigur. Inclusiv Caramitru, mai știu, erau destul de mulți. Actori, poeți, muzicieni, folkiști, au fost niște ani după mine deosebiți. Atunci, într-unul din turnele cu Sărbările Scânteiri, țin minte că am venit acasă cu 36.000 de lei. 36.000 de lei în anii 80 erau o grămadă de bani, cumpărai o mașină sau... Și pentru că se câștiga bine și pentru că nu aveai ce să cumperi. Deci eu mi-am făcut toate pofte, adică am băut un Pepsi la sticlă, o bere străină, mi-am cumpărat o pereche de blugi și nu mai știu ce țigări și cu toate astea am venit acasă cu foarte, foarte mulți bani. Așa era atunci. În 88 ai plecat din Roșu și Negru, invitat să te alături trupei Compact, da. Unde ai cântat 8 ani. Ai compus hit după hit, ai lansat alături de colegii din Compact 2 albume plus un best-of. Da. Dar ai și multe amintiri care de care mai năstrușnice legate de colegii din Compact și am să te rog să ne amintești câteva dintre ele în timp ce ne uităm și la fotografii. Da. Aici erați în formulă de 5. Da, înainte să vină și... Înainte să vină Emil, da. Cu da. Teo, Leluț, încercam să mă duc aminte Leo unde am făcut Vladi. Da. Nu mai știu unde am făcut fotografia asta. Poate s-ar putea să fie undeva în Republica Moldova, pe la Chișinău, pe undeva. Dacă mi-aduc bine aminte. Uh-huh. Acolo l-am cunoscut, l-am invitat și pe Emil la Ghia să vină la noi. Da, hai povestește cum l-ați invitat și cum v-a cunoscut. Te rog eu frumos. Da, da. Păi că am, asta e de povestit. Bine, cu niște limite. Da, l-am adus. Am vorbit cu Emil și a fost foarte încântat. Da, mă, vin, nicio problemă. Ok. Am zis, hai să te duc să-ți cunoști și viitorii colegi de trupă. Și viitorii colegi de trupă erau într-o cameră unde noi cumpăram de acolo căciul de blană din aia, pentru că se vindeau bine aici. Și imaginea a fost așa, era când a intrat Emil să-și cunoască colegii, a fost așa, era Vladi și cu Teo jucau fotbal cu căciulile lui Leluț Vasilescu, care era sus pe un dulap gol, stătea acolo, pentru că săracul el dormea și a venit Teo și l-a pus pe dulap sus ca să poată juca fotbal. Deci asta a fost imaginea aia. De aici, sigur că am dezvoltat tot felul de texte. De... Da, da. Dar nu s-a speriat asta... Emil, a zis că rămâne. Nu, a zis ok, da, i-au pus aia niște întrebări acolo repede. Dacă îi plac fetele, dacă... Da, ok, ești bun. Nu l-a întrebat nimeni dacă, mă... Știi să cânti la chitară? Ești ok? Nu. Alte au fost întrebări, altele. Da, asta cu e o colegii fotografie, din Compact, da. Dar nu știu unde. Nici eu nu știu unde. Știu că am, am,
am postat și eu fotografia asta și am rugat oamenii care se uită dacă știu ceva sau dacă recunosc locul, dar nu știu unde. Eu cred că undeva pe Valea Giului. Uh-huh. Am un concert la o grădină de vară, dacă nu mă înșel. O grădină de vară. Văd că sunt îmbrăcați, uite, Vladi în short, Teo în bermude, îmbrăcați foarte lejer sunteți. Era formula... Da. Era formula completă aici. Completă, da. Da. Asta era probabil undeva după ce plecasem de la mare, că de obicei când plecam de la mare, făceam când un turneu... Uite și la mare, la Aladin. La Aladin, extraordinar. Venus. Extraordinar. Băi, la Aladin au fost niște chestii. Nu se vede Leluz, e acoperit de cinel. Da. Era înainte de 89, era în 88 asta, dacă nu mă înșel. Vara lui 88. Erau, venea atâta lume acolo la Aladin, în fiecare seară restaurantul era rezervat. Cu toate că oamenii care își rezervau masă acolo se așteptau fără probleme să aibă surprize. Au fost seri când nu exista nimic de mâncare. Nimic de mâncare, nimic. Era un vinul casei sau vinul... Și muzica care, voastră. Și muzica noastră, atât. Așa a fost în multe seri, dar lumea venea, a fost extraordinar. În perioadă voi ați făcut și niște turnee în afara țării. Ați fost în Rusia, în Bulgaria, în Germania. Da. Ați participat la niște festivaluri alături de... Ați cântat pe scenă alături de nume ca Nazaret, Uriah Heep, Ian Gillan, Jethro Tull. Sigur. Cum erau turneele atunci? Eu am mai spus, turneele de atunci nu arătau ca turneele din ziua de astăzi. Pentru eu zic că în ziua de astăzi nu le putem numi turnee. Nu sunt turnee. Sunt niște cântări prin piețe, pe la bălciuri, pe unde o fi. În piețele, zilele orașului X, asta vezi acolo. E o varză totală pe scenă, iar în fața ta fumegă grătarele cu cărnați, coaste și alte chestii, mașinile care se ciocnesc, o roată din aia penibilă. Cam asta e imaginea zilele orașului. Turneele noastre erau... De fapt, zilele în care aveam spectacole erau luni, marți, miercuri, joi, vineri. Sâmbătă nu prea, duminică aproape deloc nu erau spectacole. Oamenii se odihneau atunci, era altă treabă. Acum s-a schimbat treaba, cântările sunt sâmbătă seara, vineri seara. Mai mult în weekend. Da, în weekend, clar. Și atât. Foarte greu să mai ocupi o sală de sindicat în cursul săptămânii, unde să mai și vină lume să, și unde să mai și plătească. Dar sunt niște câțiva artiști în România care au reușit chestia asta și îi admir, bravo lor. Și chiar dacă merge mai greoi, încearcă și poate că pe o perioadă, după o perioadă de timp, lucrurile se vor pune din nou la punct și lumea va veni să vadă un spectacol frumos la o sală de sindicat frumoasă, pentru că... Cele două albume lansate cu Compact, primul este cel din stânga, Cine ești tu oare, pe care l-ați lansat la festivalul Mamaia în 91. Da. Printr-un mare recital. Da. Celălalt în 94. Și a apărut mai casetă, n-a apărut și vinic, dacă nu mă înșel. Așa e, nu? Da, ăla cu caseta a fost... Mă voi întoarce. Da, mă voi întoarce. După Cine ești oare am avut o perioadă lungă de turnee. Da. Nu am prea avut timp pentru creație, pentru că ai nevoie de niște timp să, să faci ceva acolo. Și ne-am trezit la un moment dat, după nu știu cât, 2 ani sau 2 ani jumate, 3 ani, că nu mai aveam piese noi. Nu era o problemă pentru public, dar noi ne făceam probleme. Și atunci ne-am dus la o... Domnul Belean ne-a rezervat o vilă din asta la
marginea Znagovului, chiar lângă apă, și-ați o vilă mare, era iarnă acolo, da, da. Era iarnă mare, zăpadă mare, frig. Ne-am dus acolo cu niște alimente, cu niște tot felul de alimente. Ne-au lăsat acolo în pace, am stat 10 zile. Teo era bucătar, Leo era un fel de bucătar, eu făceam piese, fiecare făcea ce vroia. Aveam un living mare cu un semineu frumos, tăiam lemne, puneam acolo, ne încălzeam și acolo aveam sculele și acolo am repetat. Acolo am compus după ani și ani, de-aia s-a și numit discul Mă voi întoarce. Atunci era o ușoară derută pe piață cu producătorii, cu nu știu ce, cu... Și am avut un producător în persoana lui Miron Cosma. Tot ce a putut el să facă a fost o casetă. Ok, a ieșit o casetă, dar omul a produs acest al doilea disc, intitulat Mă voi întoarce. Primul disc a fost și ăsta cu surpriză, pentru că am făcut discul, eram imediat după Revoluție și discul a fost făcut tot de o persoană privată, de Miga Real Compact. Bun, și țin minte și acum că a venit tirul, aveam un tir al nostru, a venit tirul la studio cu încărcat cu discurile de la fabrică, le-am scos, le-am depozitat în magazie acolo și după care ne-am pus întrebarea, că m-am zis, ce facem cu astea? Ce facem cu astea? Și am încercat pe toate căile să punem, să ducem discurile în magazine. În magazinele rețeaua Electrecord nu aveam voie, pentru că nu era făcut de Electrecord. Acolo nu era nu știu ce, dincolo nu știu ce. Și atunci Beleanu, cu toți prietenii pe care i-a avut și cu toate cunoștințele, a reușit să plaseze discul la tot felul de magazin, la alimentară. Discul apărea într-o vitrină cu chiloți, într-o vitrină cu nu știu ce. Deci așa s-a vândut acest disc, care a fost scos în vreo 120.000 de exemplare. Așa s-a putut, dar s-a vândut. Da, s-a vândut. S-a vândut, s-a vândut. Da. Asta a fost. Pentru că vorbeai despre Migas Real Compact. Avem o fotografie în care chiar pe boxe sunt inițialele MRC. Da. Ești cu Leo și cu Emil. Da. Este un spectacol din 93. 93, da. Da, deja aveam instalația noastră, pentru că imediat după 90, în 90 a fost, pentru noi, 90 a fost o perioadă înfiorătoare. Noi am vrut să ne despărțim atunci. Poate nu să ne despărțim de tot ca trupă, ci să încerce să facă fiecare ceva pe unde apucă, pe unde găsește un loc de făcut bani, un loc de muncă. Nu erau bani, nu erau concerte, nu era absolut nimic și am zis că na, fiecare să încerce cum poate să își rezolve problemele. Am Teo a întâlnit niște oameni cu care a vorbit și a zis, bă, stai, uite, sunt unii care vor să investească în noi, în format. N-am înțeles foarte bine, dar ne-am dus la o întâlnire undeva într-o clădire acolo vis-a-vis de Intercontinental, am urcat pe niște etaje, timp în care am văzut pe holul și prin încăperi tot felul de sucuri, bilii, televizoare cu color rusești, chestii. Ok, mergea orice atunci. Acolo am întâlnit pe oamenii ăștia, pe Gheorghe Belean și așa dimineața am plecat încolo, fără niciun ban în buzunar și fără nimic. Și seara ne-am trezit patroni cu, nu știu, investiții de sute de mii de dolari. Și exact așa a fost. Exact așa a fost. Am găsit și un loc, un spațiu unde să facem noua firmă, care s-a numit Migas Real Compact. Teo a găsit Clubul Z, fostul Club Z. Acolo ne-am dus, acolo am început să construim acest PA care se vede aici. Uh-huh. Acolo au început lucrurile să meargă mai bine, deja începeam să prindem și noi viață. Aveam în curte și un cireș celebru, cireșul de la Migas, sub care ne întâlneam, era o masă mare cu bănci și cu scaune.
Celebrul acolo puneam, Cireș de la Migas, cred că îl avem și în fotografii, da, da, ca să vedem la... care era atmosfera. Ia, uite. Ia să vedem. Ba, se poate. Doamne, nu e adevărat. Da, 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 da. Păi da, uite, Leluț aici, da, Leo. Sau directorul din acea perioadă, soția mea, George Pop acolo. Da. Nu mai pomenit. Și sub acest celebru cireș ne întâlneam și noi ziariștii da, cu voi. Acolo era, parcă era uns cu miere, nu știu, da, mă rog. Da, da. Dar era frumos, era un loc de întâlnire. Ce da? Întotdeauna era cineva acolo, întotdeauna nu se putea găsește fără cineva. Aici e o poză care nu e sub cireș, e drept, dar mie îmi place foarte mult. Da. Asta e de la Serbelul Scântei din Retului. Cu Cristi Minculescu. Da. Și cântam amândoi un cântec grecesc. Maria Med, nu știu cum. Meta Chitrina, da, îmbrăcată da, în galben. Da. Așa, da. Aici, și Ghiuri la fel da, participă. Eu cred că ăsta e Mircea Rusu, n-am fost sigur, dar așa cred. Niște tehnicieni, da, era... Atmosfera frumoasă. Era asta, era o atmosferă... Bine, era cât am fost la Serbări, n-am simțit nevoia, n-am simțit lipsa hranei, a băuturii, asta. Vreau să spun că erau tineretul ăsta, ăla, comunist, era foarte ok. Dar câte bancuri s-au spus, câte prostii, câte... Nu conta nimic. Și era o gașcă haioasă. Se lăsa cu cheful de fiecare dată și cu boi la proțap. Și a fost... Da. Și cu purcei tranșați în tren? Cu purcei în tren, da. Hai, spune, cu purcei în tren a fost o întâlnire a noastră la Chișinău, la Chișinău, cu lumea de acolo după foarte mulți ani. Era când în 88, cred, sau 89, cam așa. Păi trei ani la rând voi ați fost. Da, dar prima dată, da. Atunci am fost și țin minte că ne-am așteptat la gară Leonida Lari și cu Vieru. Și, băi, ne-au primit, nu pot să spun, deci eu am rămas impresionat. Am petrecut mult timp acolo împreună, na, ne-am împrietenit, ne-am distrat, ne-am cântat și am fost de asemenea, bine, la spectacolul nostru în sala, nu știu cum se numește sala, un fel de sala Palatului, acolo în Chișinău. A fost o nebunie, a fost o sală plină de oameni cu steaguri. Deci erau bucuroși că vă văd. Foarte bucuroși. Și au, după spectacol, s-au întrecut în a invita la ei acasă. Și am zis, noi suntem pregătiți, ne-am pregătit. Păi da, dar unde să mergem acum dintre atâtea locuri? Până la urmă, sigur că am ales acolo. Iar în locul unde am fost și am petrecut în seara aceea, a fost cu tăiat de porci, cu astea, cu petrecere mare. Și a doua zi plecam, sigur că au mai rămas pe acolo lucruri de mâncare, de băut, printre care și un porc pe care ni l-au adus la gară și l-au suit în tren. Doamne, ce să facem cu un porc în tren acum? Dar sigur că mergând spre casă așa am zis, bă, e carne bună, trebuie să-l împărțim, că asta e. Și cum să facem? Și am pus așa, am făcut din bagaj, un fel de masă într-un compartiment. Aveau tehnicieni niște cuțitele și s-au apucat de tranșat. Era unul pe porc și îl tranșa sus pe porc. Mă, moment în care a intrat un controlor din ăla. Bă, omul a rămas fără cuvinte, s-a uitat, a zis ceva, nu știu ce. Și a închis ușa și a plecat. S-a blocat omul, s-a blocat, pentru că ce a văzut el era o masă de carne cu... care sângera pe acolo și unul cu un cuțit care tăia. Asta a văzut, de fapt. Da. Până i-am explicat omului despre ce e vorba. Am zis că îi dăm și lui o bucată de carne. Da, da, asta a fost. Păi, de asta spun că sunt întâmplări năstrușnice legate da, de compact. Următoarele fotografii sunt de la un recital, tot de la Mamaia, din 95. Este după lansarea albumul lui Mă voi întoarce. Mm-hmm.
Am făcut un colaj cu tine, cu Leo, cu Vladi și cu Teo. Foarte frumos. Și nu prea știu. Ține. Ca să vezi mai bine, poți să ții ca să vezi mai bine. Iar aici este cu voi când ieșați de pe scenă. Se vede și leluț. Nu, astea nu le știu. Păi, da, bine, ți-a spus, unele le știi, altele nu. Da, da, extraordinar. Da. Așa, așa. Da, la mama a fost... Știu minte că a fost un succes, a fost, am prezentat discul, a fost foarte bine. Ambele, și cel din 99 și cel așa, din 95, da, 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 ambele da. Recitaluri au fost, da, foarte bine primite. Asta e, cred că e tot la mare? Cardinal Productions. Asta e din 95, aproape de finalul perioadei în care ați fost tu și Leo în... Mm-hmm. Băi, compact. Nu știu să zic asta, nu știu unde, o țin minte de asta, dar nu știu unde, da. Unde am ținut spectacolele astea. Fotografie din 95, mă gândesc că e tot pe la mare. Se poate, da, undeva. Două poze cu tine și cu Teo, aha. Cu Teo, da. Peter. Asta e în Germania. Asta e aici undeva la... Asta cred că e după geaca pe care o are Teo, eu cred că e la turneul ăla da, organizat când, de firma de țigări. Da. Pe litoral. Da, 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 cam așa cred, pe aici. Mai am eu cu el o poză la o masă din Germania, am confundat. Da. Legat de Teo, în 94, când Florian Pitiș a realizat un show TV cu tine, la un moment dat l-a întrebat pe Teo Peter care este chitaristul lui preferat din formația Compact și el a răspuns Leo Iorga. Iar tu ai completat și ai zis că ați făcut un clasament al celor mai buni toboșari și Leluța e și pe locul 4. Păi da. Cum așa? Într-o zi eram într-un turneu și am terminat mai repede aranjamentul pe scenă și n-aveam ce să facem pe acolo. Și nu știu cum am ajuns noi la discuții despre toboșari și sigur că atunci când ajungeam la discuții despre toboșari, îl dădeam la o parte pe Leluț, că nu prea... Leluț ne-a înjurat, ne-a făcut în toate felurile și până la urmă am zis, ia hai mă să facem un concurs să vedem care bate mai bine la tobe din formații. Tehnicienii au devenit juriu și ne-am așezat fiecare membru al formației la tobe și am început să batem acolo. În orice caz, Leo aici pe locul întâi pentru... Sigur, el la cargo fusese toboșar. Da, da. Și după și la sui generis. Unul altul, Leluț aici pe locul 4. E, cam asta a fost ierarhia în formații. În studioul Migas Real Compact nu ați înregistrat numai voi, au înregistrat cam toți mari artiști ai vremii. Aici avem o fotografie cu tine și cu Sorin de la Krypton, când înregistrau da. Albumul Lanțurile, nu? Da, exact. Da. Sorin Voinea. Da, clăparul. Da. Păi sigur, să știi că mie mi-a părut rău, că n-am luat atunci niște măsuri pe care le vroiam, să le, niște lucruri, vreau să fac niște lucruri. Unul din ele era să pun o cameră Nu? Da. Vreau să pun o cameră de luat vederi sau... Spune cine este. Este Mese. Toboșară, voltaj. Da. Postul voltaj sau asta zic, cele mai mari trupe ale vremii da. La Migas Real da, Compact da, înregistrau. Da, da, da. Da, e grozav asta. Și primul meu calculator se vede acolo, sau unul dintre primele. O poveste mare și cu calculatorul. Am vrut să-l arunc. Am vrut să-l pun pe trotuar, să-l ia cine o vrea. Până l-am înțeles mai bine. Nu că aș fi fost chiar așa de greu de cap, dar nu era nici calculator atât de dezvoltat încât să mă facă să renunț la instrumentele cu care lucram până atunci. Dar cu timpul s-a dezvoltat și am înțeles valoarea lui. Tot ce ai povestit până acum justifică într-un fel și mă face să înțeleg o afirmație de-a ta dintr-un interviu când spuneai Compact a fost cea mai veselă și mai prietenoasă formație în care am cântat vreodată. Da, a fost. Indiscutabil.
Păi, na, să știi că cred că longevitatea trupei pe asta s-a bazat. Că nu, altfel nu merge într-o gașcă. Și dacă ești, te înțelegi bine, lași lucrurile să curgă de la sine. Nu te interesează că ăla e mai slab, ăla e mai bun. Nu m-a interesat niciodată că Leluț e un toboșar nu foarte strălucit. Că nu e. Dar nu puteam să-l schimb și n-aș fi schimbat. Și era și colegul tău de cameră. Da, și colegul meu de cameră 8 ani de zile. Și așa că, nu, lucrurile astea nu contează. Oricum, chestiile astea sunt în spiritul muzicii rock, pentru că muzica rock înseamnă multe chestii, înseamnă, eu vorbeam mai înainte de pantalon trapez, înseamnă libertate, înseamnă... Spirit liber, da. Da. Rock-ul, muzica rock e cântată de oameni, de medici, de arhitecți, de ingineri, de oameni care n-au făcut nimic, de... nu știu, e un spirit care te unește acolo, da, adună, da, pe oameni și fac o treabă bună. Așa că, dacă ne-am înțeles bine, ăsta cred că a fost secretul longevității noastre. 8 ani e destul de bine în aceeași formulă. După plecarea din Compact, ai înființat formația Schimbul 3. Da. Aici cu cine ești? Aici este o trupă... se numea... Văd că e și George Pătrănoiu acolo. Nu e Pătrănoiu. Aici este Bibi. Aia e Bibanu, Bibanu aici. Trupa, uite, îmi scap acum. Era o trupă care imprima în studio. Aha. Neutron, cred. Neutron. Da. Aici ești cu Schimbul 3. Da. Aici a fost... cu Leo, cu Bibanu. Da. Cu Florin Ionescu. Cu Bobiță Stoica. Bobi Stoica și cele două fete de la care a pornit ideea grupului Asia. Da. Da, Anca și Irina. Ele au venit în trupă, le-am adus eu pentru erau backing vocals da, la Schimbul 3. Și, de acolo, și cu Schimbul 3 ai scos un album. Da, am scos un album la una din casele de producție proaspete pe piața muzicală, Tempo Music, care era lui Ghiuri Pascu. Era lui Ghiuri, da. Da. Și Ghiuri a avut încredere, dar eu zic că perioada aia cu Schimbul 3, adică am prins o perioadă imposibilă, era perioada când pe piață apăreau trupele comerciale, când aspectul unei formații în România, așa când priveai din sală spre scenă, era total altul. Dacă până atunci vedeai acolo pe scenă, privind din sală, vedeai seturi de tobe, stații, microfoane, pedale, nu știu ce, de data asta nu mai vedeai nimic, scenele erau goale. Nu vedeai doi băieți și o fată sau o fată și doi băieți și cu asta basta. Nu mai vedeai nimic și astea se numeau trupe. Eu am fost foarte intrigat de situația de atunci, dar am încercat să înțeleg, am înțeles. Ca și aia cu DJ-ii care mixează. Ok, n-am înțeles. Eu am mixat pe câte 24 de canale, pe 32, pe 16, am înțeles și eu mixaj, dar după am înțeles că și ei fac un fel de mixaj, făcând să se întrepătrundă două cântece. Ei, și după Schimbul 3 a urmat o perioadă foarte lungă în care ai stat închis în studio, ai compus pentru foarte mulți artiști și ai inventat în 99 trupa Asia, da. Ține-o tu pe asta, te rog, da. Aici le avem pe fete în prima formulă, da, cu Anemona și acolo, da, în a doua formulă cu Alexandra. Da. Bă, iar un an mai târziu, pentru ele ai compus 7 albume? Da. Deci ai trecut de la rock la dance. Da, am trecut practic la o producție de studio, că da, a fost... Da, da. Păi, iar după, la un an după Asia, ai... creat trupa Amadeus, Amadeus, ai, da, compus muzică orchestrală, exact, pentru ele. Da, da, așa e. Ești asta... un fel de tătic pentru aceste fete, pentru aceste, da, trupe. Acum, mulți au zis că am, să, că am trădat. Să lucrezi sau cu atâtea am, fete. Păi la un moment dat aveam la agenție, aveam și o agenție de impresariat, aveam, cred că în jur de
32 de oameni, artiști, 32 de artiști, dintre care, cred că 27-28 de fete. Păi a fost, să zic că n-a fost chiar așa de complicat. Și Asia și Amadeus au fost fete ok, au înțeles cum e treaba, au înțeles ce trebuie să facă și la ce trebuie să se aștepte. Asia a urcat în fruntea formației inițiale, zic eu, puțin prea repede, dar poate au fost mai norocoase, au fost oportunități în momentul ăla. Pentru că eu vedeam evoluția trecând niște trepte, niște urcând, niște... Dar ele au un noroc. Am avut și eu noroc pentru că, fiind proaspăt în domeniul ăsta cu producțiile muzicale, a fost proiectul ăsta, a fost mai mult o ambiție. Am zis, mă, cum adică alții pot și nu voi? Pot și eu. M-am uitat pe piață să văd ce lipsește. Am trebuit că lipsește o trupă de fete, de patru fete, nu de două, așa mai erau. Și am făcut rost de patru fete. Primele două au fost cele care făceau backing vocals la Schimbul 3, Anca și Irina. Am mai luat încă două fete și am plecat la treabă. Am făcut discul, culmea că o piesă, discul, lumea nu cred că l-a ascultat. Primul disc al Asiei este un disc îndreptat așa mai mult spre rock. Spre este rock, un disc formule de rock, cu solouri de chitară, cu alte stilul lucruri. Stilul tău. Da. Doar că la sfârșitul materialului, la sfârșitul celor 10 piese, nu știu câte am zis eu că fac, cei de la casa de discuri au zis că ar mai fi nevoie de o piesă, dacă ar fi bine, dacă ar mai fi una. Și eu mai aveam pasta pe inima ta. Ia cu tine, da, și, ia inima cu tine mea, și inima mea. Și am zis, hai să o pun și pasta. Dar nu aia a fost pentru mine. Atunci am învățat că lucrurile s-au schimbat. Aia a fost de rezervă și uite că a fost prima care s-a bucurat de succes. Da. Apoi Amadeus a fost după un an și ceva. Bine, au început cu Asia, au început câștigurile fabuloase. Pot să vă spun că era extraordinar. Eu în anul 2000 aveam un carnețel și am făcut am ținut un jurnal al întregului an cu concertele Asia și cu câștigurile. Și media de câștig al acelor fete, care soarea n-avea 16 ani, nu, a fost de 4.600.000 de lei pe zi. Atât câștiga valoarea banului de atunci, sau acestei sume atunci era foarte mare, era o sumă mare de bani. Deci în anul 2000 aceste fete au câștigat în fiecare zi câte 4.600.000 de lei. Asta era... Se trăgea dimineața Sorana, la noptiere erau 4.600.000. Lucru care pentru unele a fost benefic, pentru unele nu prea, pentru unele au spart, vorbeau la telefoane de 18 milioane, dar toate astea erau chestii tinerești, aveau 17-18 ani, erau tine. Am înțeles. Dar de asta spun că au trecut foarte repede de la nimic la și mediatizare și bani și tot. Sigur că banii au nevoie, eu nu zic, întotdeauna au nevoie pentru că aveam nevoie de haine în fiecare zi, de machiaj, de asta era nevoie. N-am și făcut un fond al formației cu un procent, cred, de 10%, din fiecare, din orice cântare, 10% mergeau într-un cont și din contul ăla întotdeauna luam și cheltuiam pentru haine, pentru poze, pentru ședință, nu știu care, pentru... Am asta, ca să nu simtă fetele că trebuie să scoată bani din buzunar. La un moment dat, ceva te-a făcut să vrei să cânți din nou pe scenă. Ce anume? Păi, după 18 ani de studio, pur și simplu mă săturasem să răspund la telefoane și să vorbesc cu oameni care vreau să înregistreze tot felul de muzici. Am înregistrat în studio, nu știu de unde să spun, de la soliști cu un simplu negativ până la
tarafuri, de la manelist. Maneliștii trăgeau noaptea, studio mergea non-stop. Trupe de rock, trupe de rock multe de tot. Coruri, cursuri de limbi străine. Am făcut până și... am ajutat atunci la... când s-a prăbușit Airbusul la, aici la Balotești. Acolo descifrarea mai... am făcut sunetul cutiei negre cu partea audio mai clar ca să se poate înțelege desfășit foarte bine ce au vorbit oamenii acolo. Deci am făcut o grămadă de lucruri în studio, iar după 18 ani parcă n-am mai putut. Am și bolnăvit puțin și nu știu ce și la un moment dat am zis gata, până aici a fost. Ok, și am zis până aici a fost și de aici încolo mă duc eu frumos dimineața la piață și nu știu ce. Dar prostia asta dura vreo un an de zile. După ce m-am lăsat de tot, am închiriat în țară studioul. Eu oricum aveam acasă un studio. Mai am și acum unde vin doar anumiți oameni, deci nu mai vreau acolo. Așa și... Și în 2011 ai înființat un grup care se numea Ordean. Da. Iar în 2012 a luat ființă Leo Iorga and Ordean, da, care ulterior a căpătat denumirea Pact by Leo Iorga, da, and Adi Ordean. Păi, cum ziceam, după un an și ceva, n-am mai putut sta acasă, am zis trebuie să fac ceva. Și am început să cânt cu niște prieteni mai vechi și cu ideea de a face ceva, să ne distrăm, să mai mergem eventual pe la vreo cântare sau ceva. Și de-aia am zis, cum să numim formația? Au zis, pune-vă Ordean, că mai știe lume. Ca numele tău e un brand. Punem? Da. Și a ținut un an de zile pentru că nu am avut un impresar bun sau un manager acolo. Iar după un an, sigur că nefiind nici foarte mare activitate, am zis, bă, cam asta. Eu deja intrasem oarecum în oala asta cu care fierbe cu turneele, cu spectacolele și m-am simțit nevoia de altceva. Și atunci am făcut întâlnirea asta după atâția ani și da, și ne-am pornit la treabă iarăși. Na. Mergem și în ziua de astăzi. Poză de la primul concert, după ce v-ați reunit. Ah, da. Poza, primul concert, trebuie să spunem că a fost numai pentru prieteni, da, nu exact pentru public. Așa de este. Ce? Mai pentru că prietenii sunt cei mai aspri critici. Da. Țin minte atunci că atunci am avut iar o surpriză la prietenii mei, pentru că oamenii au vrut să vină în număr foarte mare și a trebuit să ținem două zile la rând. La București, deci am căpătat și o speranță, zic, bă, pe parcurs sigur că am înțeles cum e treaba și e chiar bine cum e. Da. De multe ori te-a prins ziua ta pe scenă, spun asta pentru că mai e un pic și vine ziua da, ta. Da. Ia uite cum ți-au adus tortul pe scenă, chiar la concert. Da, țin minte. Ia uite. Și ai fost foarte mirat și foarte impresionat. Da. Scrie acolo la mulți ani Adi și semnat trupa. Da. Artificiile deja se stinseseră. Da, se stinseseră. Da, a fost un moment, băi, întotdeauna sunt emoționante. Și foarte mulți dintre noi am prins zilele de naștere în concerte, că asta e, în turnee. Dar foarte bine. Am o poză de la sala de repetiții în care sunteți invadați de copii. Da. Da, asta a fost... Într-o săptămână din aia săptămână cu școala altfel, școală, nu? Exact, da. Și au venit copiii, am făcut poze. Culmea a fost că noi le-am cântat câteva cântece și câțiva din
ăștia mici de aici cântau, au cântat cânte, știau piesele, dar știau cuvinte și bani, ne-am mirat. Mă, dar de unde știți voi? Probabil că acasă, de la mama, tata, că nu știu ce. Părinții ascultă că... piesele, da. Da. Asta e o fotografie din 2013. Da. Încă era toboșar Cristi atunci. Era Cristi Iorga, da. Păi, na, el a ales și... al drum. Și în 2014, tot ce ați făcut voi aici la sala de repetiții, toate piesele noi, dar și mare parte din piesele vechi, s-au concretizat în acest album, da, care se numește Numărul 1, Pact. Da. La care trebuie să spunem că pe spate este și Ager Press trecut, pentru că noi atunci am fost partenerii voștri media. Și avem o fotografie de la lansare, de la lansarea albumului, în 2014. Nu cred că am ispărat. Foarte bine. Da. Sigur, a fost un disc, zic eu, binevenit pe piață, mai ales că încă o dată vreau să adresez felicitări casei de discuri, măcar și pentru felul cum arată, pentru că arată impecabil acest disc. Ne-au spus o grămadă de oameni care l-au cumpărat și care l-au admirat și care s-au bucurat și de muzica de pe el. Și înțeleg că e aproape gata materialul și pentru numărul 2. Da, da. Chiar astăzi o să înregistrăm un cântec nou. De ani buni ești o prezență permanentă la foarte multe festivaluri din astea unde se lansează tinere talente în muzică. La Sulina, la Amara, uite aici avem o fotografie în care ești în juriu la Club A, la tinere formații rock. Ești împreună cu Leo. Așa, așa, mi-aduc aminte. Asta e din 2013. Așa, uite, nici pe asta nu cred că am. Erai foarte serios. Da, ești sever? Cu candidații când ești în juriu? Încerc să fiu cât mai corect. Trebuie să... Probabil comparam acolo, dacă nu compari... Da. Aici erai în drum spre Sulina în 2013, pe șalupă, cu colegul tău de juriu, Eugen Mihescu de la Krypton. Da, da. Păi mergem în fiecare an acolo la Sulina, pentru că e un loc deosebit, e ceva... extraordinar. Și ați și cântat atunci la festivalul de la Sulina. Și aici am fost partenerii voștri media, vede în spate pe fundal logo-ul Ager Press. Asta din ce anii? 2013. 2013, da. Da. Păi am cântat, da. Mai avem o fotografie cu trupa la tine acasă, la Sibiu. Dar pe lângă colegii de trupă, mai sunt niște persoane dragi ție. Aici maică mea. Și asta e o verișoară. Da, suntem în fața casei la Sibiu. Înțeleg că și de la mama ai moștenit talentul muzical. Mama cânta, nu-i așa? Cânta în cor, da. Cânta în corul bisericii. Și taică-miu cânta la... e un fel de acordeon, care se numește armonică. Nu are clape, are butoane ca la mașina de scris. Da, uite, asta e grozavă poza. Da. Da. Păi eu am mai trecut și pe la ea, că am făcut chiar o socoteală. Eu am cer să scriu o carte cu... Asta am vrut să te întreb. Da. Că ai zis odată că ai atâtea amintiri că ar trebui să scrii o carte. O scrii? Da, da. Sper că va fi gata acum, în vară. Da? Da. Asta e o veste bună. Și am făcut așa o socoteală când, de câte ori, sau în decursul acestor 40 de ani care au trecut de la plecarea mea de acasă și în turnee și astea, de câte ori am mai fost eu acasă să-i văd, pentru că m-am bănuit că am fost de foarte puține ori și într-adevăr am fost de foarte puține ori și de câte ori mergeam ca și acum, asta este
pentru că eram în drum și am oprit 10 minute și i-am văzut pe părinții mei destul de puțin. Sunt convins că sunt mulți care au făcut ca mine, dar na, asta este meseria asta. A fost alte dăți pe vremea lui Ceaușescu, nu opream cu autocarul, cu formațiile. Mergeam acolo în pivniță cu taică-mă, aveam niște butoaie acolo cu vinul la rece. Au fost lucruri frumoase. Păcat că nu am putut sta cu ei mai mult. Nu au putut să vină la București, nu s-au putut desprinde niciodată de Sibiu. Și bine au făcut că să-i fi adus aici să fi stat, ce să fac. O încheiem cu o fotografie mai recentă cu colegii tăi în concert. Da. Cred că era la o berărie. La o berărie, da, dar nu-mi dau seama dacă e la Revelionul Artiștilor sau mai înainte. Da. Voi ați avut și un concert cu trupa, un concert deci la Revelionul Artiștilor ați cântat câte 3-4 piese. Da. Ăsta cred că a fost numai concertul vostru. Da, pentru că era și Alexandru. Da. Și aveam... Și Leo cânta la stativul microfonului. Bine, eu am zis că e o chitară futuristă, așa. Da. Cântă și el acolo. Da, e ok, super ok. Da. Îți plac fotografiile noastre? Da, foarte mult. Bine, atunci ți le facem cadou, pentru tot vine ziua ta. Da. Bă, e grozav. Tot vine ziua ta și îți mai facem un dar. Îți spunem de acum la mulți ani. Mersi, să fii sănătos. Vă mulțumesc tuturor, vă mulțumesc. Să-ți dea Dumnezeu. Dar ce mi-ați adus? Sănătate. Doamne, nu se poate. Ia uite, mai lucruri frumoase. Să-ți dea Dumnezeu sănătate și mersi. Inspirație să compui la fel de frumos. Mersi. Asta vreau printre altele și inspirații. Și să vedem albumul numărul 2 cât mai repede. Lucruri minunate. Băi, o să vină și albumul 2. Eu mai vreau doar un singur lucru. Vreau numai sănătate, nu mai vreau nimic altceva. Dacă sunt sănătos, le fac pe toate. Și ne vom bucura împreună, poate. Așa e. Asta este. Multă sănătate, la mulți ani de pe acum. Mersi, și îți mulțumesc că ai ajuns la noi. Cu mare plăcere.